ta liber. Eu să mă strădui să nu intervin la răspunsurile tale, adică să nu crezi că eu sunt nesămțit și nu intru în discuții cu tine, doar vreau răspunsurile tale să fie separate de și vreau eu să greșesc. Tu știi mai bine ce vrei. Uite, cel mai bun invitat de până amu. Mersi. Să încercăm. Bun. Salut. Noroc. Cum îți zice? Mă numesc Oleg Brega, de când m-am născut, doar că atunci în timp sovietic eram Oleg, dar aici în România, de vreo mulți ani, 4 ani cât am făcut studenții, după aceea vreo 2 ani masterat și acum de 4 ani sunt mutat la București, de atunci, iată, mă numesc Oleg Brega. Ce ai vrut să fii când erai mic? De toate, ca toți copiii, era în vogă atunci să vrei să fii cosmonaut, tanchist, călător, eram fascinat de Cristofor Columb și Diego Magellan, sau cum îl chema pe el, exploratori. După care am încercat să mă fac scriitor și am ajuns să dau admiterea la jurnalistică. Și am picat admiterea la jurnalistică și întâmplător m-am făcut cineast, regizor. Care a fost cea mai mare dezvăluire despre ce înseamnă să fii mare? Oho, ce întrebare capcană. Care a fost cea mai mare dezvăluire despre ce înseamnă să fii mare? Când îți dai seama că nu ești mult mai deștept și mult mai experimentat decât copiii, doar că cifra în buletin, în calendar, e tot cu 10 de câteva ori mai mare decât atunci când erai copil. Care-i snack-ul tău preferat? Ce mănânci între mâncăruri? Fulgi de mămăligă sau fulgi de porumb, nu dulci, de aia așa searbezi, fără dulceață, fără glazură, fără nimic. Pentru că sunt al 5-lea an vegan și prefer să mănânc sănătos și cât se poate de origine vegetală. Cât se poate. Categoric, totul. Ce urăști sau te înfurie cu adevărat? Urăști sau te înfurie? Am în furie. Ce îți face să-ți fiarbă sângele? Ignoranța și nedorința de a înțelege, convingerea că le știi pe toate, trolii pe internet uneori mă aduc la furie, dar înțeleg că asta e nesănătos și când fac eu mie rău, pentru că îmi dau seama că asta e misiunea lor, să te înfurie, să te scoată de pe fix. Pentru asta ei sau ele sunt plătiți. Și atunci mă iau în mână și zic, no, bine, lasă. Îi ignor sau îi blochez și cel mai ușor. Bună invenția asta pe rețele sociale. Dacă ai putea mânca doar un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, care ar fi? Cartofi în sos roșu, eventual cu ciuperci. Sau sarmale, sau ardei umpluți. Da, mai bine, ardei umpluți cu orez și morcov. Zi-ne un punct de pe bucket list-ul tău. Dar care e bucket list? Că nu știu ce înseamnă bucket list. Eu sunt din altă lume, sunt născut în URSS, 18 ani am trăit în URSS. Nu, adică, ce vrei din astea, adică așa, un visuri care te gândești poate în viitor cândva să le îndeplinești, nu știu. Zbor pe Marte sau ceva nu, de tip. Nu vreau să zbor, nici să sar cu parașuta, dar iată, deja al 6-lea an încerc să candidez în viața politică, deci îmi doresc o funcție publică, nu știu, să fiu acceptat ombudsman sau membru în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, acum se numește doar Consiliul Audiovizualului, sau să ajung deputat sau consilier local în București, în Chișinău, primar undeva, să obțin o funcție publică și să arăt că se poate altfel decât hapsân, obsedat de parândărături, obsedat de lapidarea banilor publici și să arăt că un funcționar public poate trăi doar cu salariu și nu cu procente din furturi. Îmi doresc schimbarea la față a vieții publice și o reușesc prin blogging, prin jurnalism, prin activism în stradă, dar vreau să o fac și din funcții publice. Asta e una dintre dorințele mele pentru care, iată, al 6-lea an mă zbat lupt politic. Până acum o făceam independent, acum, iată, două campanii le-am făcut cu Verzi, cu Partidul Verde din România.
Care parte a rutinii tale de dimineață îți ia cea mai mult? Mâncatul și făcutul mâncării îmi ia cel mai mult. Foarte rar mă spăl și pe dinți dimineața, de aceea asta e din rutina de seară. Dar mâncatul consumă cel mai mult, stau cu ceainicul lângă mine, termin de băut ceai cu biscuiți sau ce mai am eu la biscuiți aceea și ajung la amiază, zic, trebuie să-mi fac ceva mâncare. Mă duc la bucătărie și găsesc fulgii sau cerealele pregătite și mănânc la amiază cerealele pe care le făcusem pentru dimineață și mâncarea de la amiază o las pe la chindii. Se întâmplă și așa, când e ocupat. La ce crezi că ești bun? Cred că ești bun la destabilizat, la zdruncinat, la scos de pe fix, la enervat. Am moștenit asta de la părinții mei, amândoi. Provin dintr-o familie conflictuală, din pe două personaje opuse, contradictorii și le-am moștenit calitățile. Dar astfel de oameni sunt necesari în societate în anumite poziții, nu? Cârcotași care în Parlament să pună întrebări, să ceară socoteală, în stradă să filmeze și să întrebe de ce nu respectați legea asta și legea cealaltă, în Consiliul Audiovizualului să întrebe ce-i cu emisiunea asta și ce-i cu podcastul acela. Deci sunt necesari astfel de oameni în societate ca într-un mecanism mare în orice societate. Sunt necesari unii cu dințișori, sunt necesari alții moi flexibili ca arcul acela care se îndoaie. Deci în tot felul ca să funcționeze mecanismul sunt necesari oameni diversi. Și cred că locul meu e într-o societate democratică, așa cum sunt, nu neapărat să fiu forțat să mă schimb. Nesuferit. Scuze. Apa minerală cu gază sau fără? Fără. Că e mai sănătos și oricum îmi curg lacrimi după minerală cu gază. Că mi-amintesc că beam apă dulce în copilăria sovietică, de la Tarhun mai ales, și ne ieșat cum a lacrimi de la ce gaze lăsa în noi. Și nu înțelegem de unde se iau gazele cele, că apăreau așa de nu știu unde și după aceea am aflat că se bagă nu știu ce bioxid de carbon acolo. What? Pentru ce? Eu prefer oxigen. Deci, da, apa plată, nu neapărat de izvor, dar să știu că e curată, e sănătoasă, e filtrată. Dacă nu ai avea nevoie de bani, cu ce te ocupa? Păi n-am nevoie de bani și mă ocup cu ce îmi place. Eu din 2010 nu sunt oficial angajat nicăieri, lucrez doar ce îmi place pe baricade, fac vlogging, câștig din veniturile mele de pe YouTube, dacă nu mi-ajunge, fac alte munci care mi-aduc bani suficienți, deci de mult timp fac numai ceea ce îmi place, pentru că n-am nevoie de bani. Că dacă aș avea de hrănit o familie, dacă aș avea de să-mi cumpăr mașină, vise din astea de moldovan, să-mi fac o casă, să-mi cumpăr o mașină, să ajung neapărat în Egipt în timp de pandemie sau în Ibița în vacanță, odată cu toată lumea, îți dai seama cât bani ar trebui să fac și ce munci ar trebui să fac. Dar așa eu fac ce îmi place și mă mulțumesc cu puținul pe care îl am. Care crezi că este cel mai înfricoșător animal, pasăre sau insecte? Scorpionul. De exemplu, e mic, eu credeam că e o reptilă ceva, dar el e o insectă. E o chestie foarte primitivă, e cam ca furnicile ceva. Dar are o travă aceea în coadă și e desperiat și cleștice ca un rac. Scorpionul, de exemplu, dar n-am văzut niciodată în viața mea scorpioni. Nu știu de ce mă întrebați asta și nici nu mi-am pus problema niciodată. Sunt întrebări de anchete, nu sunt ok. Dacă ți s-ar oferi o posibilitate să zbori pe Marte, ai face-o și de ce? Nu, că am înțeles că e prea departe, durează o grămadă numai ca să ajungi acolo și încă nu e posibil tehnologic să te întorci înapoi. Și eu prefer deocamdată să rămân aici pentru că încă n-am făcut tot ce aveam de făcut. Dar dacă o să vreau vreodată să mor eroic, frumos, poate o să accept o misiune pe Marte ca acolo să împutrezească osceoarele. Dacă ai putea locui oriunde, unde ar fi asta? Pe o insulă în Grecia sau în Scandinavia. Ăsta e visul meu din adolescență, din copilărie, din prima tinerețe. Acum m-am obișnuit cu socializarea, cu societatea, cu oamenii, cu comunicarea. Și am nevoie de societate. Iată de ce nu mă văd trăind la mine în sat, de exemplu, sau în Temirci, la Iași undeva, dar am acceptat să
trec din Lac în Puț, din furnicarul Chișinău în furnicarul București și eventual să meargă în altă metropolă, dar să știu că e viață, e forfotă, că e un ritm să trăiesc. Nu pot să trăiesc în ritmul urletului de câine chinuit la țară. În ce țară locuiești acum și în ce țară ai mai trăit? Am trăit doar în Republica Moldova și România, dar am călătorit și am stat câte o săptămână, două, în Polonia, în Suedia, în Portugalia și am trecut prin Germania și Franța. Și în Italia cred că am stat de vreo două ori, tot câte o săptămână, două. Deci am cam văzut Europa și câteva zile am stat la Istanbul și în Rusia am fost la niște competiții. Și în Ucraina am lucrat încă de la 15 ani în regiunea Odessa cu tata în Uniunea Sovietică, deci erau exploatați minorii și atunci. Am lucrat în Ucraina cel puțin o lună și după aceea încă o lună în 90 când se vota independența. În august 91 când se vota declarația de independență, eu ascultam asta la radio în satul Conopleană, în regiunea Odessa. Câți ani ai acum trăit în afara Moldovei? Probabil jumătate de viață am trăit în afara Moldovei, mai ales în România, pentru că, v-am zis, sunt 4 ani de facultate și încă 2 de masterat și încă 4 ani cât stau acum, deci ies aproape 10 ani trăiți în România și restul sunt Moldova, da? Putem să considerăm că jumătate din viața conștientă, pentru că eu m-am trezit trăind abia după 20, să zic așa. Până atunci eram o ființă inconștientă, un animăluț un pic mai inteligent decât câinele. Povestește-ne câteva lucruri care ți-au plăcut în țările în care trăiești sau ai vizitat. Am fost încântat în Suedia că puteam să luăm o bicicletă și să călătorim în orice direcție și oamenii făceau asta în mod curent și oamenii erau tot timpul cu zâmbetul pe buze și erau sociabili și mai ales mi-a plăcut limba lor cu cel puțin două accente într-un cuvânt. Era mai melodioasă decât italiana, dacă poți să-ți imaginezi așa ceva. În Portugalia pare neașteptat de verde și de curat după ce traversezi Spania, care pare aridă, arsă, ca Sahara, și ajungi în Portugalia și dai de verde și tot așa de oameni primitori și de cosmopolitismul, de multiculturalismul Portugaliei. E ok, adică nu mai gâtăm din toate. Dacă vrei să continui... Nu mi-amintesc altele. Am fost și prin țările baltice, dar nu mi-amintesc mare lucru. În Letonia am fost la Liepāja și am trecut prin Riga, dar nu mi-amintesc mare lucru. Am fost în Suedia, la Stockholm Internet Forum în iunie 14 și mi-amintesc că a fost extraordinar încântător și pe o insulă în Suedia am fost în 99 și în 2000 la un training de cinematografie. Dar nu am impresii decât așa generale despre Suedia cu bicicletele. Și la Berlin am pedalat foarte mult într-o seară. Treceam din Berlinul de est în cel de vest și nu observam nicio diferență. Ce lucruri din țările în care ai trăit sau ai vizitat crezi că ar putea fi ușor implementate în Moldova? Eu cred că ar trebui, e musai, oricât de greu ar fi, să impunem funcționarea instituțiilor și a legilor, altfel nu există, nu poate să dăinuiască la nesfârșit statul Republica Moldova, decât așa ca o gintă bântuită de corupție, ca un stat capturat pe mâna unei mafii, dar o să plece foarte multă lume și o să rămână doar ei ginta și cu sclavii lor, clanurile mafiote și cu sclavii lor. Dacă nu o să vrem să impunem legi și funcționarea instituțiilor, ca să avem un stat de drept. Dacă nu avem stat de drept, nu avem stat deloc. Și atunci mai bine îl dăm rușilor, ca pe Transnistria, sau să-și îl ia rușii Federația Rusă, cum au luat Crimeea. Facă borș cu el, o să declarăm, vorba lui Oleg Serebrean, o să declarăm teritoriul ocupat, iar noi să ne căutăm fericirea în altă parte, în lumea liberă. Zi-ne ceva ce nu ți-a plăcut în țările în care trăiești sau ai trăit, ca moldovean, adică mergând undeva, ce nu ți-a plăcut? Ce ți-a părut straniu sau nu ți-a plăcut?
Dacă ai, nu mai decât să ai. M-a speriat să văd mega catedrale și să văd chestii megalomane foarte scumpe care trădează probabil existența unor inegalități și inechități sociale, pentru că chestiile acelea, catedrale sau poduri mari sau zgârie-nori strălucitori din beton și sticlă, probabil costă foarte mult și asta se face cu prețul unor oameni săraci. Și vedeam deseori oameni foarte săraci, lihniți de foame, pe străzile pe unde am fost. Inegalitatea asta m-a speriat, m-a zdruncinat. Eu sunt născut în URSS și 18 ani am trecut în URSS. I-am trăit în URSS și ni se vorbea în fiecare zi despre egalitate, fraternitate, încât eu cred că societățile ar trebui să fie mai corecte cu toate categoriile sociale și să nu lase pe unii să moară de foame, iar alții să lăfăie în lux. Sunt pentru mai degrabă socialism, social-democrație, pentru redistribuirea mai rațională a resurselor. Care sunt amintirile cele mai plăcute despre Moldova? Nu știu dacă sunt plăcute amintirile, dar e un fel de romantism în felul cum rezistam noi guvernării comuniste. După ce mi-au închis emisiunea în 2003, am făcut asociația Hyde Park și atunci mi se pare perioada cea mai romantică în a doua guvernare a comuniștilor, când ei i-au sedus și pe creștin-democrat și pe democrat și făceau un guvern de coaliție, mai că unioniștii au devenit comuniștii lui Voronin, erau pro-europeni și atunci nouă mie mi-a plăcut să lupt cu ei și să ajungem chiar până la CEDO, să ajungem până la modificarea legilor, mai ales legea despre întruniri datorită activității noastre. Atunci mi-a părut o perioadă interesantă, dar nu am mari nostalgii, pentru că și acum, dacă vrei să faci activism, ai cu cine lupta. Am reușit să dresăm doar poliția, numai că ea se comportă responsabil și circumspect la adresa mea sau a fraților Brega sau a colegilor mei din Hyde Park, pe când pe alții tot îi abuzează cum făceau pe timpul lui Papuc Voronin în aprilie 2009 și tot așa. Deci poliția moldovenească, la fel ca asta românească, e cam ca un clan mafiot, nu întâmplător o numesc de câte ori am ocazia, mafia cu epoleți. Vedeți cum se comportă și ex-polițistul Cafcaliuc acum. S-a apucat să încurajeze justiția stradală și stropesc oamenii cu verde de briliant, cu zelioncă în ochi, riscă să le ia vederea, ceea ce e un fel de soft terorism. Chiar eu am fost acum câțiva ani la Chișinău atacat cu spray lacrimogen pe stradă și cel mai probabil huliganii cei care m-au atacat în felul ăsta erau împreună cu poliția, pentru că poliția n-a făcut nimic, poliția de la Botanica n-a făcut nimic ca să-i găsească și să-i pedepsească și procuratura Botanica a acoperit acest act de huliganism grav sau microterorism. Deci în Republica Moldova e periculos să faci activism. De ce ți este dor de Moldova sau ce îți lipsește de Moldova? Abia aștept să vină campanii electorale, mă simt în apele mele când candidez, când strâng semnături, când merg la dezbateri electorale. Simt că trăiesc democrația. În felul ăsta înțeleg eu pluralismul de opinie, pluripartitismul, implicarea publică, să știi că contezi, că poți să apari în sondaje, că poți să apari în buletinele de vot, că poți să-i deranjezi pe cei care îți cu pâinea și cu cuțitul, cei care fac legile. În felul ăsta înțeleg eu agora și implicarea cetățenească. De asta tânjesc după campanie electorale, abia aștept să vină anticipatele, să revin în Moldova. Pentru că aici, în România, e de grabă, în următorii 3 ani nu vor mai fi alegeri, de aceea toată speranța e peste prut. Te gândești să te întorci în Moldova pentru trai permanent, adică nu Dacă vizită. prind o funcție publică, dacă sunt implicat în
Parlament, sigur o să mă întorc pentru trai permanent. Dacă sunt lăsat să fac parte de viața publică, dacă sunt ținut așa outsider, pot să fac blogging și aici în România și sunt mai mari încasările dacă fac bloguri cu polițiști români, pentru că acolo piața moldovenească e și săracă, e și mică, pe când piața românească e un pic mai bogată și e mult mai mare. Mi s-au triplat asta... încasările după ce m-am mutat în România. Asta cred că să fie un follow-up, da. Ce ar trebui să schimbi Moldova ca să te întorci și cum ar trebui să fie implementate schimbările astea, dacă... Păi, dacă se reinstaurează un regim ca lui Voronin după aprilie 2009, când Zira Carabina ne-a avertizat să nu ieșim în stradă, că ar putea să tragă în noi, deci un fel de regim Lukashenko 2, atunci n-am de gând să revin în Republica Moldova, ca și fratele meu Ghenadi, care are un dosar penal și riscă să fie băgat la pușcărie până când se vor lămuri și vor constata că n-a făcut nimic. Eu în astfel de situație nu vreau să ajung, nu-mi doresc o astfel de democrație, dar cât timp încă sunt doar amendat, sunt doar hărțuit de instanțele de judecată, accept să mă mai joc cu ei și vreau să mă întorc, de exemplu, pentru campania electorală sau pentru vreun concurs public, de exemplu, pentru concursul la funcția de avocat al poporului. Am înțeles că în Consiliul de Observatori la Teleradio Moldova se face concurs și am candidat de multe ori. Nu m-au acceptat. Poate de data asta, numai că observ că politicienii, chiar dacă sunt de tip nou, chiar dacă sunt anticomuniști, ei mimează democrația și tot fac împărțire de funcții, inclusiv, vă amintiți, funcția de procuror general au împărțit-o între ei, mafioții. Deci concursurile publice deocamdată nu sunt așa cum prevede lege și asta e regretabil, dar pot să revin să mai candidez o dată ca să demonstrez că au preferat un candidat mult mai slab, mai compromis decât mine și asta e dovadă că acel concurs a fost trucat. Atât, mulțumesc! Wow, mă așteptam să fie mai dureros. Du, apropo... Iar eu o să-ți dau să asculti episodul. La noi o leacă e mai soft. Tu l-ai băgat o leacă așa mai hard, dar lasă că e ok. Diferența de opinie asta e cel mai bun. Dar ziceai cum se numește Bulitics Podcast? Da. Și e doar audio, da? Da. Uh-huh. Ultimile avem 11 anchete deja. 11 anchete de la oameni diferiți. Înainte de asta făceam episoade lungi cu invitați și încă înainte de asta noi am avut o încercare de un podcast tematic. Faza că acum colegul, i-a născut soțeisa, adică are un copil mic din februarie și el spera că aș poate reveni în forță, dar mai ales că trăiesc într-un apartament micuț și nu prea reușește să intre și el în podcasturi, dar sperăm să revenim. Și el tot basarabian din Cluj? Nu, el... Da, el e basarabian, dar el a făcut facultatea în Portugalia și s-a întors în Moldova. A făcut administrație public. N-am auzit de moldoveni să fie învățat în Portugalia. În Italia am mai auzit, dar în Portugalia nu. Da, și încă se întoarcă, încă e foarte straniu. Dar eu, da, am făcut și eu m-am întors în 99 și am fost cât? 12 ani în, da, în Moldova rar, și după aia iar am plecat. Noi ne știm din clasa 1 de la Spiru Haret, noi am făcut împreună. Acel de lângă președinție? Da, acel de Vale, unde aruncam chetri. Noi a, erai și tu printre huligani? Nu, eu eram la vamă, strigam deschideți vama, vrem la mama, că eram la Cluj. Vineai din România, ai vrut din România. Știu că s-a impus regim de vize atunci, da, tocmai sora mea pleca cu bărbatul. Da, nu, noi am venit pe 9 aprilie, noi am venit. Da, noi am luat trenul și după asta am stat la vamă, era închisă, doar granița era închisă. Și după asta noi am stat acolo, deschis granița, am luat autostopul și am ajuns până în Chișinău, că nu era nică organizat. Atunci am fost... Și știu că am făcut declarațiile, cred că și pe Hyde Park au apărut, pe Curaj. Pe Curaj TV. Pe Curaj, cred că ți-am trimis ție, mă duc și la maică mea, am tradus în 7-8 limbi, că e la limbi moderne. Am trimis și la Euronews, îmi pare că atunci, dar eram tare pe ascunsă că ni s-o zis că ni caută. Și ne întâlneam la Parcul Afgan, ne întâlneam tăți și... mai discutam și ne dispersam după asta cât de că
tăți am fost anunțat, că ne știu numele, că pe tăți s-au făcut. Când am trecut vama erau băieței în haine de-astea, știi, de-astea, cu puloverile de-alea pe gât, negre. De la SIS. Da. Mm-hmm. Și ne întrebau și facem, unde ne ducem și de-astea. Și noi am fost primii care am reușit, au oprit rutiera cu care, când noi din Ungheni am luat rutiera, oprit rutiera. Și noi ne-am făcut că dormim și de astea și ne-au dat voie. Dar după asta pe noi pități i-au oprit. Trenul l-au închis. Știu că atunci au fost mari probleme cu cine au încercat să ajungă. Dar am stat cât? Până la Paști, parcă au fost atunci Paștele, Adunarea Națională, și după asta am plecat înapoi. Că era mai mult stresam părinții, că... Na. Mm-hmm. Pe noi ne căutau. Am avut și eu istorii multe cu... Deci, ca să știi, noi înregistrarea asta am făcut-o pe 7 aprilie și o să o difuzăm probabil în ajun de Paști sau când e gata podcastul vostru. Nu, el poate și gata mai devreme, doar că mai am câteva episoade și doar când, da, îmi trebuie o leacă de timp de editare. Noi punem câte două, depinde acum că mai am înregistrat poate 2-3 episoade pe săptămână. Că eu unde obște îl reduc, că de exemplu ultimul a fost de 3 minute 40, ultima anchetă. Oho. Cu tine sigur să fie, am avut și de 10 minute, nu? Adică mm-hmm. E pe acolo. Am o anchetă cu 3 băieți mai înainte. Da. Am avut din care poate știi Artur Gureu, l-am avut. Da. Dorina... Eu știu, de când avea 13 ani și lucram împreună la IAM. Da, Dorina Baltag e în Olanda, că noi așa încercăm diasporă și de acasă oameni și tot încercăm una așa și una așa. Na. Încercăm, da, formal și noi așa România e considerată diaspora, dar eu mă consider acasă. Și aici și acolo. A, și eu sunt în Marea Britanie, eu sunt de 7 ani în Marea Britanie. Ai învățat la Cluj, ai plecat din România. Da, eu am învățat la Cluj, am plecat la Sibiu, am trăit 2 ani la Sibiu, după 6 ani de Cluj. Și din România am venit în Anglia și de 7 ani deja sunt în Anglia. Dar eu azi am luat prima doză de AstraZeneca, pot să zic și eu sunt britanic. Jumătate de Oxford terminat.